v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Elevii claselor a 11-a și a 12-a au susținut astăzi prima probă de simulare la limba și literatura română. Majoritatea se așteaptă la note mici. Se impun restricții pe defileul Jiului din 15 martie. Firma care reabilitează artera rutieră va începe lucrul. Persoanele juridice bunplatnice vor primi bonificații la plata impozitelor și taxelor. Reducerea va fi de 10%. În maxim 2 săptămâni vom avea parte din nou de restricții de circulație pe defileul Jiului. Firma care reabilitează artera rutieră a cerut deja permisiunea să înceapă lucrul de la jumătatea lunii martie. Calvarul șoferilor și al transportatorilor din defileul Jiului revine în scurt timp. Semafoarele vor fi din nou montate, iar restricțiile intră în vigoare în 2 săptămâni. Termenul a fost stabilit pe 15 martie, iar CNADNR a fost atenționat că va putea începe lucrările de reabilitare din acest an. Cert este că se va propune în continuare să se circule cu restricții. Vom discuta despre acestea în momentul în care rămâne programul stabilit definitiv. Dar eu în continuare fac apel la participanții la trafic să ne înțeleagă faptul că nu se poate lucra pe defileu fără a se impune restricțiile de circulație. Proiectul de reabilitare este finanțat de statul român prin Ministerul Transporturilor și are o valoare de 150 de milioane de lei. Reabilitarea șoselei care traversează defileul Jiului trebuia finalizată în 2014. Totuși, nici pe departe nu poate fi vorba despre finalizarea lucrărilor. Mai mult, proiectul a întârziat, iar CNADNR și companiile care reabilitează șoseaua vor decide din nou impunerea unor restricții, pentru ca drumarii să-și poată derula activitatea. Noua lege a bugetului pune în pericol activitatea a sute de administrații publice locale din întreaga țară. Primăria orașului Petrila se află și ea în această categorie. Astfel, aplicarea noii legi lasă administrația să funcționeze doar în primul semestru al anului. Chiar dacă anul 2014 s-a încheiat cu excedent bugetar, primăria orașului Petrila este amenințată cu lacătul și asta datorită banilor foarte puțini alocați pentru funcționare. Este destul de grea în acest an situația primăriei orașului Petrila, cu toate că am încheiat anul fără datorii și cu un mic excedent la sfârșitul anului. Urmarea legii bugetului de stat pe anul 2015, datorită faptului că ne-am realizat taxele și impozitele în procent de peste 85% în anul 2013 și 97% la sută în 2014, dar s-a luat pe 2013. Dacă în anul 2014 am primit cote pentru echilibrarea bugetului undeva la sume pentru echilibrarea bugetului undeva la 27 de miliarde, anul acesta am primit 2,2 miliarde de lei. Avem bani de funcționare până la sfârșitul semestrului 1 al acestui an. Pentru a evita o posibilă insolvență, primarul Ilie Păducel a apelat la sprijinul ministerial. Am făcut memoriu la Ministerul Finanțelor și domnul ministru al Finanțelor, o spun tare și răspicat, mi-a trimis adresă scrisă și ne-a promis în scris că se va găsi soluție și la rectificarea din iunie, la sfârșitul iunie, se vor da bani la unitățile administrativ-teritoriale afectate. Primăria orașului Petrila nu este singura care se confruntă cu astfel de situație datorită bugetului foarte mic alocat. Alte sute de administrații publice din întreaga țară se zbat acum pentru supraviețuire. Insemex Petroșani, singurul institut de cercetare în domeniu din România, a devenit parte a unor consorții europene de cercetare. Angajații care lucrează în acest domeniu au șanse mari să primească fonduri pentru proiectele lor. Totul s-a petrecut săptămâna trecută în Polonia, iar cercetătorii noștri, recunoscuți la nivel european, fac acum parte din cele 5 consorții europene.
Evenimentul a avut loc la inițiativa Aerocall, care este o organizație asociată Comisiei Europene și organizează anual asemenea întâlniri. Se estimează că circa 70-80% din proiectele finanțate de la Uniunea Europeană pentru cărbune și oțel sunt trecute prin acest gen de brokeraj. Scopul principal al acestei întâlniri a fost stabilirea de consorții și propuneri de proiecte de cercetare. Acestea urmează să fie elaborate și depuse în acest an la competiția din luna septembrie a Fondului de Cercetare pentru cărbune și oțel. Cercetătorii noștri vin acum cu vești bune. Din punctul nostru de vedere, având în vedere că a fost prima participare, considerăm că avem șanse mari de succes, pentru că am fost cooptați în 5 consorții. Consorții constituite pe diverse tematici de cercetare, de la ape subterane și de suprafață, la ventilație, la gaz, și cu atât mai mult cu cât participanții din cele 5 consorții la care noi suntem parte sunt entități de renume din Europa în ceea ce privește cercetarea științifică, universități, institute de cercetare, companii și așa mai departe din Grecia, Marea Britanie, Polonia, Franța, practic tot ceea ce înseamnă cărbune în Europa. Specialiștii din ISMEX pun acum accentul pe cercetări care vizează în Valea Jiului închiderea perimetrelor miniere. Acest lucru se întâmplă acum în toată Europa, unde activitatea de extracție este în restrângere. Mai mult, cu cercetătorii din Polonia vor avea colaborări de acum încolo pe o perioadă lungă de timp. În primul rând, pe aceasta ne focusăm, pe perioada post-închidere unităților miniere, pe rezolvarea problemelor de mediu, de ape freatice și așa mai departe. Pentru că asta e și linia de finanțare prioritară în Europa, unde marea majoritate a mineritului de cărbune este fie închis, fie pe cale de a fi închis. Am semnat un acord de colaborare, de cooperare cu domnul profesor Iosif Dubinski, directorul general al Institutului Central Minier din Katowice, un institut de renume și de prestigiu. Un acord de colaborare care presupune o cooperare în ceea ce privește activitățile de cercetare pe toate domeniile care sunt comune atât nouă cât și dânșilor. ISMEX Petroșani este singurul institut de cercetare de acest fel din România, iar proiectele lor de cercetare sunt brevetate în întreaga lume. O astfel de colaborare la nivel european ne aduce bani și colaborări care vor da roade din luna septembrie, când se va face selecția de oferte. Elevii n-au ieșit în acest an foarte fericiți de la simularea examenului de bacalaureat. Vorbim despre cei din clasa 11-a, dar și de absolvenții care mai au puțin și vor susține examenul propriu-zis. Aproape toți ne-au spus la ieșirea din sala de examen că nu se așteaptă la note prea mari. A fost greu și încă nu sunt pregătiți foarte bine. Niciunul dintre elevii care au ieșit astăzi, după ce au susținut examenul, nu crede că va lua mai mult de 8. Din păcate, cei mai mulți cred că vor lua nota minimă de trecere. Și acum a fost doar proba la limba română. Spune-mi, cum a fost? A fost greu, așa, puțin, dar... S-a părut mai greu? A, subiectul 3, care nu... Să facem... eseu despre particularitățile de construcție a unui personaj dintr-o novelă studiată. Și acolo te-ai încurcat? Da, puțin. Ce notă crezi că e? Păi nu știu, sper să iau 6-7. Cum a fost? Greu. Păi a fost greu. Ce n-ai știut? Subiectul al treilea. Același lucru ca și colega ta? Desigur. Nu știai personajul sau nu știai să faci eseu? Știam să le fac, doar că sunt foarte multe opere și... Trebuia mai mult timp. Ia spune-mi, cum ți s-a părut? Destul de greu, adică nu neapărat, dar la subiectul 3 am avut de scris o novelă și acolo. Ești clasa 11? Da. Mai ai timp, ce notă sper să iei acum? Peste 6. Cei din clasa 12 apar însă un pic mai pregătiți. Ia spune-mi, cum a fost? A fost accesibil, subiectele au fost ușoare. Bine, m-am și pregătit. Ce să zic? Ce notă sper să iei? O notă destul de bună, 7-8. Ia spune-mi, cum a fost? Au fost probe ușoare. La prima parte cu gramatica a fost puțin mai greu, puțin mai mult de muncă și de gândit, pentru că noi facem comentarii mai mult. În schimb, subiectul trebuie a fost foarte mult descris, a trebuit să lungești ideile, să dezvolți, dar n-a pus nimic probleme, sper să iei. Ce notă? Nu știu, pe puțin 8. Relativ ușor, au fost subiecte acceptabile, medii. Ce notă sper să iei? 8-9.
Simularea examenelor din cadrul bacalaureatului 2015 a început astăzi cu simularea la limba și literatura română, proba scrisă. Peste 360.000 de elevi din clasele a 11-a și a 12-a au fost așteptați la această probă. Liceenii au fost examinați din capitolele din care vor da și examenul propriu-zis de bacalaureat, cu excepția părților care încă nu au fost predate la clasă conform programei școlare. Vești bune pentru profesori. Reprezentanții guvernului au anunțat că salariile cadrelor didactice vor fi majorate cu 5%, începând cu data de 1 martie. În județul Hunedoara, aproximativ 4600 de cadre didactice vor beneficia de o majorare salarială cu 5%. E una din cele două tranșe de majorare din acest an. E în baza acordului încheiat anul trecut în luna octombrie cu guvernul și cuprins în legea bugetului, deci deja legiferat. Profesorii vor beneficia de 5% de la 1 martie și de 5% de la 1 septembrie. Pe lângă profesori, aproximativ 1000 de cadre nedidactice din județ au avut parte de o primă majorare a salariului minim în luna ianuarie, când acesta a crescut cu 75 de lei. Pentru aceștia urmează o a doua majorare în luna iunie a acestui an, mai exact cu 12%, când salariul minim brut va ajunge la 1050 de lei. Atât pentru personalul didactic, cât și pentru cel nedidactic, aceste majorări sunt primele din 2008 încoace. Din acest an și persoanele juridice care nu se încadrează în categoria răuplatnicilor vor primi bonificații la plata impozitelor și a taxelor. Astfel, dacă până acum reducerea de 10% era aplicabilă doar persoanelor fizice, de acum și cele juridice vor beneficia de această reducere. Hotărârea 370 din 2014, care se aplică în 2015, aduce o veste bună persoanelor juridice. Aș vrea să precizez o noutate. La persoane juridice, deci în baza hotărârii 370 pe 2014 pentru 2015, acordăm o bonificație de 10%. Deci până în 2015, persoanele juridice n-au beneficiat de această bonificație. Până anul acesta, bonificația de 10% la plata integrală a impozitelor și taxelor în primele 3 luni ale anului era aplicabilă doar persoanelor fizice. Chiar dacă sezonul rece nu a adus cantitatea suficientă de zăpadă care să-i bucure pe iubitorii sporturilor de iarnă la începutul primăverii, 110 skiori și snowboarderi au luat startul într-o nouă aventură la Red Bull Oslea High Ride, în singura competiție de hike and ride din țara noastră. Pe lângă competiția clasică de freeride, concurenții au fost nevoiți să facă față unei noi provocări, să urce pe jos versantul pe o distanță de aproximativ 3,5 km cu plecare de la cota 1300 până la nivelul crestei la 1940 de metri. A fost o misiune grea, mai ales în condiții de zăpadă, frig, porțiuni cu ninsoare și greutatea echipamentului pe care a trebuit să-l care în spate. Pentru unii nu a fost atât de dificil, cel mai bun timp de urcare fiind de 52 de minute realizat de participantul la clasa pro, secțiunea ski. Însă mulți concurenți au făcut mai bine de 2 ore până au reușit să ajungă pe vârful Oslea. Din vârful crestei, fiecare participant și-a ales linia dorită pentru coborârea de 4 km pe teren virgin și o înclinație de aproximativ 45 de grade. Anul acesta, fiecare dintre cele două secțiuni, snowboard și ski, au inclus 4 categorii: feminin open, masculin open, feminin pro și masculin pro. Competiția de anul acesta s-a bucurat și de participare internațională, la start fiind prezenți și sportivi din Franța, Germania sau Austria. Trei norocoși care în luna februarie au alimentat de la baril au câștigat astăzi 50 de litri de carburant. Astfel, tombola mărțișorului și-a desemnat câștigătorii, însă nu renunțați să alimentați în continuare. Reprezentanții baril vă pregătesc deja multe premii cu ocazia sărbătorilor pascale. Astăzi, în a doua zi a lunii martie, benzinăriile Baril au premiat 3 participanți la tombola mărțișorului, promoție desfășurată până acum. Benzinăriile Baril au găzduit o nouă campanie promoțională. Clienții care au alimentat de minim 100 de lei pot câștiga astăzi 50 de litri de carburant. Lângă mine este un reprezentant Baril care va face extragerea. Să deschidem prima urnă. Extragem, amestecăm bine. Vom vedea cine este primul câștigător. Și iată, primul câștigător este Hobician Rodica, din Lupeni. Primul câștigător a 50 de litri de carburant este o doamnă din Lupeni. Vom trece la următoarea urnă.
Amestecăm bine să vedem cine este cel de-al doilea câștigător. Și cel de-al doilea câștigător este... Doniger Vilian, din Petroșani. Felicitări! Până acum avem o doamnă din Petroșani, din Lupeni și un domn din Petroșani. Vom continua cu cea de-a treia urnă. Să vedem cine este câștigătorul. Și deci? Sefer Adrian din Vulcan. Felicitări! Bună ziua, domnul Doniger Vilian? Bună ziua, da. De la Baril Petroșani vă deranjez. Sunteți potențialul câștigător a 50 de litri de carburant. Așa, vă așteptăm în jurul orei 13 la Livezen la Baril, pentru ridicarea premiului. Ah, ok, super, mersi mult. Cu plăcere, la revedere. Bună, la revedere. Și pentru că unul dintre câștigători nu a putut fi contactat, vom realiza o nouă extragere. Deschidem urna să vedem. Amestecăm. Noul câștigător este... Miclea Pușa, din Lupeni. Felicitări! Nu a durat mult și norocoșii câștigători au și venit să-și ridice premiul. E ok, super, nu m-am așteptat, având în vedere că e o stație nouă, nu prea cunoșteam, nu știam despre ce e vorba. Am zis, hai totuși să încercăm, am aflat de unde provine motorina, prima dată am completat și talonul și s-a întâmplat. Am alimentat și am câștigat. Păi de fiecare dată când se organiza asemenea concursuri, normal că scriam talonul care era pentru concurs și de data asta a fost cu succes. În luna februarie am avut o campanie pentru alimentarea la minim 100 de lei. A fost câte un premiu pe fiecare stație de câte 50 de litri de carburant. Din păcate am avut un incident astăzi, o doamnă din Lupeni nu a putut să răspundă la telefon și a trebuit să mai facem încă o extragere. Mai mult decât atât, reprezentanții Baril pregătesc în continuare tombole speciale pentru toți clienții. Chiar de mâine avem o nouă campanie, extragerea va avea loc înainte de Paște, avem 3 premii, locul 1 un laptop, locul 2 o tabletă și locul 3 un aparat foto. Astfel, ca să fii următorul câștigător, nu trebuie decât să alimentezi de la stațiile Baril din Dărănești, Livezeni și Lupeni și să participi la tombolele organizate de aceștia. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!